Doamnelor și domnilor, sunt onorat ca în numele membrilor grupului de rugăciune al Parlamentului României, deputați și senatori reprezentând toate grupurile parlamentare din Parlamentul României, să vă urez bun venit la ediția din acest an a micului dejun cu rugăciune. Ne dorim, după întreruperea cauzată de pandemie, o manifestare de excepție, cu o gală din nou organizată în această seară și cu o conferință în cursul zilei de mâine. În Eclesiastul, capitolul 3, este scris că orice lucru își are vremea lui și că există un timp pentru toate. Și este scris faptul că nașterea își are vremea ei, dar și moartea își are vremea ei. Uciderea ca și tămăduirea și au vremea lor, și dărâmarea și zidirea. Aruncarea cu pietre, dar și strângerea pietrelor își au vremea lor. Căutarea, dar și pierderea. Tăcerea, dar și vorbirea. Iubitul, dar și urâtul. Războiul, dar și pacea. Pare că pentru alții, nu departe de frontierele noastre, este un timp de dărâmare, de aruncare cu pietre, de urât, de război și de ucidere. Credem însă, începând cu România, că mai mult ca oricând este un timp pentru umanitate, mai multă înțelepciune și solidaritate, pentru pace și mai ales este un timp prielnic pentru rugăciune. Rugăciune pentru țara noastră, rugăciune pentru România, pentru oameni, pentru ca vărsarea de sânge să fie oprită în vecinătate, pentru restabilirea legalității internaționale în același timp. Aceasta este, de fapt, esența micului dejun cu rugăciune organizat în acest an de Parlamentul României. Salut și suntem onorați de prezența unor înalți demnitari ai statului român și invitați distinși din străinătate. Vreau să menționez, în primul rând, membrii sau reprezentanța ai Guvernului României. Mă refer la miniștrii Alexandru Rafila, ministrul Sănătății, Lucian Romașcanu, ministrul Culturii, Marian Nacșu, secretarul general al Guvernului, alți reprezentanți importanți ai executivului, ai cabinetului primului ministru. Suntem, bineînțeles, extrem de onorați și suntem acasă, în compania doamnei președinte interimară a Senatului, Alina Gorghiu, vicepreședintele Senatului, Robert Kazanciuc. Vom fi onorați mâine de prezența președintelui Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, cel care de altfel va și oferi dejunul în cadrul conferinței. Și, bineînțeles, suntem extrem de onorați și este o surpriză plăcută de prezența din Republica Moldova astăzi la București a președintelui Parlamentului Republicii Moldova, domnul Igor Grosu, a președintei Comisiei pentru Politică Externă, omologa mea, Doina German. Totodată suntem onorați de prezența unor lideri importanți din grupurile parlamentare, senatori, deputați, dar și de șef de instituții fundamentale pentru buna funcționare a statului român, veți permite să îi prezint. Este vorba de președintele Curții Constituționale, domnul Marian Enache, este vorba de doamna președintă în altei curs de casație și justiție, doamna Corina Alina Corbu, este vorba de procurorul general al României, doamna Gabriela Scutea, este vorba de președintele Curții de Conturi, Mihai Busuioc, este vorba de președintele Consiliului Legislativ, Florin Iordache, este vorba de președintele ANI, Florin Moise, președintele Autorității de Supraveghere Financiară, Nicu Marcu, de președintele CNSAS, Constantin Buchet. Este vorba de, vorbind de structuri de securitate națională, de prezența directorului STS, generalul Bălan Ionel Sorin, este vorba de prezența directorului SPP, generalul Lucian Pahonțu, de lideri și reprezentanți ai cultelor religioase din România, de ambasadori și reprezentanți diplomatici ai Corpului Diplomatic Străin acreditat la București și alți distinși invitați internaționali. Este vorba de rectori, profesori universitari, medici reputați care salvează vieți
Este vorba de oameni care sunt, a spune, niște simboluri pentru mediul cultural, mediul științific, pentru mass media românească și aș putea să continui o listă extrem de bogată. Vreau însă să spun că suntem extrem de onorați de participarea tuturor celor prezenți în această seară. Și înainte de a continua programul nostru, e datoria mea să-i mulțumesc chiar și în absența generată de motive obiective de agenda sa, președintelui Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, fără de care ediția din acest an nu ar fi putut avea loc. Vreau să-i mulțumesc și secretarului general al Camerei Deputaților, Silvia Mihalcea. Silvia, îți mulțumesc foarte mult pentru toată dedicația și toată susținerea. Mulțumesc sprijinului acordat de Senatul României și de Secretarul General al Senatului, bineînțeles sub comanda președintelui Senatului României, Mario Praț. Mulțumesc de asemenea și întregii echipe.